Salut, prieteni! Filmăm astăzi un vlog. Poftă bună! Ce? Uitați-vă ce față are Ira! Ira! Ce față! Uitați-vă la noi, Iracica! E dietă strictă! Cartofi fiert! Da, ieri fiți cartofi fiert, sveclă fiert, fiertă cu piept de pui fiert. Brânză, în loc de cașcaval. Ne schimbăm. Dar tu ce acolo mănânci? Da, el pelimeni. Oh, uitați-vă, pelimeni. Hai tu mi-a jumătate. Mi-a costat atât cât am vrut. Hai tu jumătate mi-a de cartofi, dar eu ți iau 3 pelimeni. Ok, faceți schimb, hai. Haideți, schimbați. Bartier se numește asta, prieteni. Cine încă face așa? Eu singură, cu... eu singură. Cine face așa încă? Încă două e. Vă ușor. Dar eu, mama, eu trebuie să pregătesc aparte pentru Andrieș mâncare, aparte pentru Iracica și noi cu tata mâncăm măcar... Ce este. Da, ce este. Dar voi copii alintați. Gata, mă duc eu. Da. Mă duc eu de acasă și a să stați voi singuri și a să faceți mâncare. A să văd eu ce ați mâncat, ce ați mâncat voi. Da, da, da. Da. Și ce, Andrieș? Cartofă fiertă mai bună decât pelimeni? Ciudat copilul ăsta foarte. Cum să alegi cartofi fierți în loc de pelimeni, Andrieș? Și Ira la noi, nu știu dacă a să câștigă pariu, da, Andrieș, cine a să câștigă pariu? De-amu, gata, da, hai da. Să spunem. Noi am făcut pariu, când? Ira să câștigă. Da. Ira? Nu spunem ce pariu. Nu, trebuie, de-amu, gata, spunem, da cum? Eu vreau bani. 400 sau 500 de lei, Andrieș? 500, da? Nu e adevărat. Noi am dat mâna, eu cu Ira. Nu spune ce pariu, dar nu mă supăr pe cine. Da cum? Dar eu vreau bani, ce? Eu asta câștigă. Din cauza asta, cine știe ce pariu, cine o înțeles de-amu, vedeți ce mănâncă Ira, special, mâncarea asta. Mănânc. Și cu așa față. Dacă ați văzut la mine pe story, ce tot frumos am făcut, așa, era ziua drapelului și ne-am făcut așa, am tot frumos și gustă, dar eu n-am voie. Dar Ira n-ați câștigă pariu? Știți de ce? Nu, știți de ce? Că eu azi să fac pizza. Uitați-vă ce a luat, pe ce l-am pus aici. Dar noi ce zic, mama? A luat cu unt. Ira, mama, dar haideți asta. Asta handmade. Handmade. A luat mama, foarte, foarte gustos. Hai eu în loc de Ira să mănânc. Tu în loc de Ira. Eu să mănânc cartofi fierți, dar ia pizza. Dar nu ce este, ce vrei să mă și fac? Mama să fie cea mai bucuroasă cu 500 de lei. Eu am văzut ceva acolo în magazin, tamam, costă era 500 de lei. Gata. Nu, eu o să câștig. Da, eu nu știu, n-as câștig. Ba, da. Dacă am așa luat și să fac pizza azi. Cum tu ai făcut? Data asta să fac eu, cu cașcaval, cu piept de pui. Da, de ce? Da, și cu sos de ceală și cu verdeață. A să fie foarte gustos. Andrei, tu n-ai gustat sau tu ai gustat atunci? Ba da, am gustat. Ai dovedit? Cum pizza din aia care e? Hai, poftă bună, mâncați după asta. Nu să terminăm. Pofta, gata. O trecut, ești mănâncă mâncare sănătoasă. Hai. Hai că azi câștig eu 500 de lei, duci și pregătește. Ba nu, spun că eu o să câștig. Cum tu azi câștigi? Eu ți-am zis că eu mai am puțin și eu câștig. Dacă tu nu vrei să mănânci mâncarea asta sănătoasă, ba, da. Și uite, simplă. Hai, cu așa față mănânci tu? Nu cred da, eu. Cum să mănânci? Cu ce altă față poți mânci cartofi fierți, piept de pui fierți? Fără nimic, nici condimentate, nici nimic, pur și simplu. Bine. Așa sec. Poftă bună. Mulțumesc. Ce, Andrieș? Mama, eu prins pe Ira. Ce faci, Ira? Stați, priviți. Aha! Ira! Ira, asta tu! Eu te-am prins! Dar tata a zis că asta eu sunt vinovată! Nu! Stați, prieteni, bine că Andriușa au venit și au zis! Arată! Dar chiar s-a dus! Tu vezi că e jumate de amănui! Asta parfumul lui tata! Da? Asta parfumul lui tata, arată! Și de-amu jumate, gata, noi.
Dar de ce cu asta? Asta e pentru bărbați. Mie îmi place. Mama, eu știu cum să facem asta. Deci facem pirou așa să tata să vadă așa, să miroase la să cunoască. N-am înțeles. Păi. Aaa, nu, cheltuie, tata, așa au făcut gălă. Nu, cheltuie, că el nu e acasă, cum el... Tata, ți-a Andriușa, ți-o luat-i parfumul, ia uite, da! Asta-i minciune! Asta-i Andriușa, asta-i Ghiră! Asta-i minciune! Repede pune la loc, arată cât de mult este. Andriușa, ți-a luat parfumul! Ira, nu minciunești, Ira, tu ești vicleană! Tu ești vulpe! Eu te-am văzut! A, trebuie să fac poză ca să mă ajut cine cu parfumul! Repede, repede, du-te și pune! Uitați-vă, asta e Ira! Ira, ce măgești? Cu parfumul, tata! Chiar filmează! Tata, spune mama că ea era! Ira! Stai, Ira, stai! Pune într-o parte telefon că eu am filmat și prietenii au văzut, tăt! Iată! Cine au văzut primii? Cine... Scrieți pe Instagram-ul meu! Iaca, nu, Andrieș, asta tu, eu știu că tu... Andrieș, cu parfumul în mână. Ascultă, gata. Tu ai boală. Tu ai boală, tu bolești. Când vezi un parfum ceva nou, asta e la tine, gata, asta e boala ta. Andrieș, la boală. Da! Repede, repede, ia telefonul. Ce? Repede, repede, ascunde! Da. Dă încoace, eu nu pot să filmez. Uitați-vă ce la noi aici. Gata, ies, Andriuș. Gata. Repede, fugi, Andriușa. Am luat telefonul. Lui Ирочка, gata, Ирочка rămas fără telefon. Ține. Bravo. Iată cine e parfumul lui tata, da? Hugo Boss. Frumos. Mai intrăm. Tu n-ați poți să intri, că acolo asta, parola. Eu știu parola. Gata, să blochezi telefonul lui Ira și cu tine. A să blochezi. Ia că uitați-vă. Ира, așa nu-i cinstit. Nu-i cinstit. Nu-i cinstit, așa. Uitați-vă ce se întâmplă la noi. Ira, vedeți că eu o să-mi ia telefonul. Pune să ai cu cinstit cu mine. Nu. Cu noi, tu ești vinovată. Nu, asta e bine să fie împotriva mea. Trebuie să cumperi telefon nou, lui tata. Ați cumpăr telefon nou, nu telefon, dar parfumul nou. Au! Uite așa la noi se întâmplă, prieteni. Tu a să cumpăr parfum nou. Ai auzit? O să iau parfum nou. Asta și lua Andriușa tot. Andriușa, tu ce vrei? Comandă și tu. O înghețată, Andriușa, vrei o înghețată mare, da? Da, spate. Andriuș, ce plângi, eu nu înțeleg. Ați văzut un videoclip că a fost din greșeală, el singur s-a băgat sub mâna mea. Mamă, dar mie mi-a spus. Gata, nu spați. Nu! Tu trebuie să cumpăr lui Andriușa. Gata, terminăm video. Uitați-vă ce la noi se întâmplă. Ajutor, prieteni! Ajutor! Cine cu mine pune like, să abonați-vă pe canal, dar cine cu Ina, scrieți în comentarii. Pe Instagram, da? Da.